Astăzi vom prepara gnocchi cu gorgonzola și roșioare. Pentru ea avem nevoie 300 de grame de făină, o lingură de sare, piper, 1 kg de cartofi verzi, o lingură de ulei, 150 de grame de gorgonzola, 50 de grame de roșioare sherry și busuioc. Primul pas pe care îl facem, punem cartofii la fert. Cartofii la fierb, îi fierb în timp de 20 de minute. Cât fierb cartofii, nu stăm degeaba, le pregătim roșioarele, îndepărtăm codița și le tocăm cât se poate de mărunt. Nu foarte mărunt, potrivit. Pregătim și gorgonzola, o tocăm cu bulețe, ca să se topească mai ușor atunci când o punem, când o să o punem în gnocchi. Fiert și acum îi vom mixa cu blenderul până la consistența cremei, cremoasă. Lăsat un pic să se răcească, apoi adăugăm un ou, sare, piper, o lingură de ulei și făina. 300 de grame de făină. Încorporăm tot acest amestec în cartof. Răsturnăm amestecul pe blatul de lucru. Întotdeauna să avem la îndemână făină. Compoziția nu este nici foarte tare, dar nici foarte moale. Așa. Gnocchii le putem face diverse forme. Eu am să mă ajut de o furculiță. Mai întâi un pic cu făină o dăm și rulăm ușurel în felul următor și le dăm formă. Gnocchii sunt niște paste cu compoziție de cartofi, care le putem da orice formă dorim. Este la imaginație, nu este o formă fixă anume. Se pot îngheța, se pot păstra foarte bine la congelator pentru a-i avea gata pentru alte dăți. Le putem și așa, o formă mult mai ușoară. Îi putem lăsa așa, cum doriți. Este la alegerea dumneavoastră ce formă să le dați. I-am terminat de făcut, acum îi vom pune la fiert și în paralel punem tigaia la încins, că vom sota roșiile în care vom adăuga și gnocchii. Tocăm și busuiul cu mărunt. Adăugăm roșioarele la sotat, le sotăm un pic până își lasă sucul său. Care gnocchiile s-au ridicat deasupra, le transferăm în tigaie. Am adăugat toate, le sotăm împreună.
Acum, în momentul acesta, adăugăm și gorgonzola ca să se topească. Și mai zotăm un pic împreună cu gorgonzola și la sfârșit adăugăm și busuiocul. Zotăm bine împreună cu gorgonzola ca să pătrundă. Le ținem la sotat până se topește toată gorgonzola. În momentul acesta adăugăm și busuiocul și mai lăsăm 30 de secunde și sunt gata. În momentul acesta sunt gata, imediat le vom servi. Acestea sunt gnocchi cu gorgonzola, roșii cherry și busuioc. Sunt foarte aromate și foarte gustoase. Dacă vă place ceea ce fac eu, abonați-vă la canalul meu pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Vă mulțumesc!